Dragi prieteni, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ca la Carte. Sunt Eugen Chirileanu și invitatul meu de astăzi este domnul Emanuel Sălăgean, director de comunicare și relații publice la Universitatea Adventus București. Bine ați venit, domnule director, la noi în emisiune și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Bine v-am găsit și mulțumesc și eu pentru invitație. Vorbim astăzi despre admiterea la Universitatea Adventus în anul 2020. Spuneți-ne care este atmosfera în campusul de la Cernica în acest moment, cum a fost festivitatea de absolvire anul acesta în condiții speciale de pandemie și ce puteți să ne spuneți nou. Atmosfera în campus e cam aceeași din luna martie când s-au asistat desfășurarea cursurilor la clasă. S-a animat puțin săptămâna trecută în timpul examenului de licență, deși au rămas câțiva studenți și ne-am bucurat să putem transmite și noi programe live de la Serviciile Divine. Și e bine, cel mai bucuros suntem că n-am avut nicio situație cu contaminare și lucrul acesta ne bucură și ne liniștește. De asemenea, s-au făcut multe amenajări, s-au pregătit anumite lucruri care s-au cerut în condițiile date de această pandemie. Și acum, din nou, e puțină animație, pentru că vin tineri care doresc să se înscrie la programele de studii de la Universitatea Adventus, în oferta pe care o avem în cadrul universității noastre, dar și la Școala Pozițională Sanitară Dr. Luca din Cernica. Vă aflați pe teritoriul Conferinței Moldova. Sunteți în studioul de televiziune al Conferinței Moldova și vreau să vă întreb dacă aveți informații cam ce procent dintre studenți sunt din conferința noastră din Moldova. Conferința Moldova este bine reprezentată. Cred că ar putea fi și mai bine reprezentată în cadrul studenților, să spunem, a tinerilor înscriși la programele de studii. Cred că e un procent care s-a păstrat de-a lungul timpului. E destul de greu să mergem mult în spate, dar în ultimii ani cam 20%, 25% până la 30% dintre studenți sunt din zona Conferinței Moldova. Nu e foarte greu să ne dăm seama de lucrul acesta, pentru că oricum Conferința Moldova este a doua conferință ca număr de membri și ca resursă umană. De aceea sunt mai mulți tineri, dar cred că și este și o imagine pozitivă pe care școala o are și am avut întotdeauna studenți foarte buni din Conferința Moldova, ca și din alte conferințe, dar au fost implicați în multe proiecte, au fost foarte activi, au avut rezultate bune la învățătură și lucrul acesta s-a transmis, cred, fraților, surorilor, altor tineri din comunitățile de unde au venit tinerii. Care este oferta educațională pentru viitor? Ce aveți în program pentru tinerii care s-ar orienta și spre Universitatea Adventus în viitor sau chiar în vara aceasta? Oferta este neschimbată în ultimii ani. Avem trei programe de studii de licență. Cel mai cunoscut program este cel de Teologia Adventistă Pastorală, este cel mai vechi. Programul cel mai solicitat este cel pentru pedagogia învățământului primar și preșcolar. Aici avem întotdeauna locurile ocupate, cel puțin în ultimii 6 ani, dacă nu greșesc. Și mai avem un program de studii de licență pentru asistență socială. Acestea sunt cele trei programe de studii din cadrul Universității Adventus. Dar în cadrul campusului universitar de la Cernica este și Școala Pozițională Sanitară Dr. Luca, care are ofertă pentru, de studii pentru asistenți medicali generaliști. Sunt 30 de locuri la fiecare program de studii, la cele trei programe de la Universitatea Adventus și la acest program de la Școala Pozițională Dr. Luca din Cernica. Pentru programul de pedagogie a învățământului primar și preșcolar, Conferința Moldova sponsorizează anual 6 studenți, din câte știu, integral, ca aceștia să lucreze în Conferința Moldova după ce termină studiile. Este un fel de contract, un parteneriat prin care dezvoltăm sistemul de educație al conferinței. Și poate și acesta este un aspect care face să crească numărul de interesați pentru această facultate. Da, și e foarte bine că aveți această ofertă.
pentru că sunt situații destul de grele pentru unele persoane, mai ales tineri care sunt din zone mai puțin favorizate ca acces la un loc de muncă, și lucrul acesta ajută foarte mult, mai ales că, așa cum am spus, studenții care optează pentru acest program trebuie să aibă și o anumită medie și de regulă știu că au fost persoane care au împlinit aceste cerințe și absolvenții sunt persoane care profesează în domeniul persoanei de nădejde. Haideți să preluăm un promo cu ceva informații pe care le aduceți de la Universitatea Adventus, după care vom intra în legătură directă cu o absolventă a programului de pedagogie a învățământului primar și preșcolar și să vedem care este impresia ei de la Universitatea Adventus. Haideți să urmărim mai întâi acest promo și după aceea vom intra în legătură directă cu Gabriela Fandarac. Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență, pedagogia învățământului primar și preșcolar, asistență socială și teologia adventistă pastorală. Perioada de înscriere este între 9 și 13 iulie. Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350. Universitatea Adventus din Cernica instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Suntem în legătură prin intermediul tehnologiei cu Gabriela Fandarac, absolventă a Facultății de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar. Gabriela, bine ai venit la noi în emisiune prin intermediul tehnologiei. Bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Știu că tu ai fost șefa clasei în perioada cât ai fost studentă și ești și din Moldova. Mă bucur pentru lucrul acesta. Și aș vrea să te întreb ce a însemnat pentru tine să fii studentă la Universitatea Adventus în Cernica? Nu cred că aș putea să aleg un lucru. Doar un lucru pe care să-l spun. În primul rând, nu a fost doar o universitate, a fost ca o familie. Și a însemnat mult mai multe lucruri. A însemnat, în primul rând, oameni frumoși, oameni de calitate, pe lângă care am putut sta și de la care am învățat foarte, foarte multe lucruri. A însemnat călătorii, turnee, drumeții, concerte, orchestră. A însemnat foarte mult. Ce faci acum? Studiezi mai departe? Ai găsit un loc de muncă? Cu ce te ocupi la momentul acesta? Tocmai am terminat primul meu an în învățământ. Sunt profesor pentru învățământul preșcolar, un an inedit, și urmează să-mi continui studiile începând din toamna aceasta. Am înțeles. Ce mesaj ai transmite acelor tineri care au văzut poate pe internet sau au auzit ceva despre Universitatea Adventus, dar sunt nehotărâți dacă să meargă la medicină la Târgu Mureș, la Iași, București sau știu în altă parte, sau să vină la Universitatea Adventus pentru unul din cele trei programe? Dacă vă doriți mai mult decât o simplă facultate, niște simple cursuri la care să mergeți zilnic, dacă vă doriți o dezvoltare armonioasă din toate punctele de vedere, mergeți la Universitatea Adventus. Nu o să vă pară rău, o să câștigați prietenii pe viață, o să aveți profesori extraordinari, începând de la angajați, de la tot personalul universității și până la conducere, sunt oameni extraordinari de la care aveți de învățat foarte, foarte multe lucruri și nu o să vă pară rău, din nou, mergeți acolo. Împreună cu noi în studio se află domnul Emanuel Sălăgean, pe care îl cunoști, sunt fel convins. Nu i-am spus dinainte lucrul acesta, dacă ar vrea să pună întrebare, să dialogueze cu tine, ar putea să o facă în momentul acesta. Poate un salut și o amintire ceva de pe timpul cât ați fost acolo împreună la Cernica, student și director de comunicare și relații publice. Da, bine te-am găsit, Gabriela, mă bucur să te revăd și felicitări pentru încheierea acestui an de activitate. Aș vrea să te adresez o întrebare foarte dificilă,
Îți amintești de momentul care poate te-a impresionat cel mai mult în anii de studii? Nu trebuie să fie neapărat ceva spectaculos, dar ceva care a însemnat mult pentru tine, pentru formarea ta spirituală și profesională. Sau profesională. Îmi este foarte greu să aleg un singur moment, dar primul lucru, văzându-vă pe dumneavoastră, primul lucru care mi-a venit în minte a fost drumeția spre Moldoveanu, de fapt drumul dinspre Moldoveanu spre mașini. A fost un moment extraordinar care ne-a unit pe noi ca studenți și pe dumneavoastră ca profesor cu noi studenții foarte mult și a fost o experiență extraordinară cu Dumnezeu. Cred că acela. Gabriela, îți mulțumim pentru că ai avut amabilitatea să intri în legătură cu noi. Succes mai departe în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Și să duci același optimism peste tot pe unde mergi, pentru că ești molipsitoare pentru cei care te ascultă și care te-au cunoscut. Dumnezeu să te binecuvinteze. La revedere. La revedere. La revedere. Domnule Sărăgean, aveți și o a doua sesiune, sesiunea de toamnă a examenilor. Ce puteți să spuneți acelor tineri care sunt nehotărâți, care încearcă mai întâi alte facultăți și dacă nu reușesc să intre acolo, se orientează spre Universitatea Adventus? Sunt bineveniți și cei nehotărâți? Ce puteți spune despre lucrul acesta? Înainte să vă răspund la această întrebare, aș vrea să spun câteva lucruri despre experiența despre care a amintit Gabriela. A fost un moment foarte special, aș spune. Am urcat pe vârful Moldoveanu și am ales un traseu care a necesitat să mergem mai mult cu mașinile. De fapt, așa l-am ales, ca să putem ajunge cât mai aproape de vârf și după aceea escaladarea să fie mai scurtă. Dar nu ne-am mișcat chiar atât de repede cum am presupus noi și la întoarcere ne-a prins noaptea. Și am avut puține temeri, pentru că în momentul în care am coborât de pe zona de creastă, deja se făcuse întuneric. Și a trebuit să mergem unii după alții. Erau unii destul de speriați, dar faptul că am fost împreună a contat enorm și am cântat pe traseu să ne auzim, la un moment dat ne era teamă să nu ne pierdem unii de alții, stăteam aproape și a fost o experiență extraordinară. Ne-am bucurat cu toții că am ajuns cu bine și experiența aceasta a rămas ca una pozitivă pentru noi. Spun lucrul acesta pentru că există tot felul de momente în perioada aceasta de studii care te apropie ca persoană. Și educația adventistă chiar are în centru persoana, persoana Domnului Iisus Hristos în primul rând, și apoi relația. Pentru că acesta este modelul biblic de educație, este centrat pe relații. Dar o să discutăm mai mult despre acest subiect mai târziu. Revenind la întrebarea dumneavoastră, bineînțeles că îi primim și pe cei nehotărâți. Și sunt convins că cei care aleg Universitatea Adventus ca a doua sau poate chiar a treia opțiune, se vor felicita ulterior. Nu spun asta ca să lase Universitatea Adventus pe locul 2 sau pe locul 3, dar din experiența pe care o am de aproximativ 9 ani coordonând acest departament, mi s-au întâmplat situații să mă întâlnesc în țară cu tineri care îmi spuneau: sunt ferm convins că vin la Cernica, la programul de studii teologie adventistă pastorală, studii sociale sau pedagogie, nu conta. Și apoi, pentru că începeam să dezvolt o relație cu persoana respectivă, mă uitam pe lista celor admis sau încercam să îl găsesc atunci când era ziua programată pentru interviu și nu vedeam persoana respectivă. Și mă întâlneam la câteva luni și nu era venită persoana respectivă. Dar, în schimb, vedeam atunci când mergeam la secretariat sau în zona acolo unde erau persoanele care au venit pentru interviu, tineri care mi-au spus: nu cred că vin la Universitatea Adventus. Este a doua sau a treia opțiune. Și îmi exprimam curiozitatea, ce s-a întâmplat? Iar mărturia acestei persoane era convingătoare. Și aceasta contează de multe ori. Faptul că a avut o experiență prin care Dumnezeu a vorbit, a descoperit anumite certitudini, că într-adevăr aceasta este direcția în care a trebuit să meargă. Acum, mai e un aspect. Oferta nu este foarte generoasă. Sunt doar 3 programe de studii de licență. Și nu trebuie cineva să renunțe poate la o opțiune pe care o are, mai ales care și anumite abilități sau poate s-a pregătit. Dar dacă are convingerea aceasta că Dumnezeu are un plan
pentru el sau pentru ea, cred că ar fi mai bine să opteze pentru unul dintre aceste programe de studii. Ați amintit puțin și despre școala post-liceală sanitară. Haideți să urmărim împreună un clip despre această școală și vom continua cu întrebările, cu dezbaterea despre admiterea la Universitatea Adventus în anul 2020-2021. Școala post-liceală sanitară Dr. Luca din Cernica organizează sesiune de admitere pentru specializarea asistent medical generalist. Perioada de înscriere este între 9 și 13 iulie. Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 0744 157 723. Domnule Sălăgean, cât este de pregătit campusul de la Cernica să-i primească pe boboci, pe cei care vor veni în anul universitar următor? Da, cred că există o anumită temere. Toată lumea se întreabă atunci când mergi undeva cât de în siguranță este, mai ales atunci când trebuie să și stai acolo. Asta mă refer acum la campus. Dar cred că este foarte pregătit. Deja de la primele ordonanțe militare și legi care au fost votate în contextul acesta al pandemiei, s-au făcut anumite pregătiri, s-au montat automate pentru dezinfectat mâinile și s-au pus tot felul de mesaje care atrag atenția asupra nevoii de a ne distanța social. Și lucrul acesta este foarte, foarte important. În plus, ne bucurăm de spații generoase acolo, atât pentru sălile de clasă, cât și pentru spațiile în care ne întâlnim în plen, unde avem întâlnirile cu toți studenții la capelele de luni sau de miercuri sau alte evenimente de sabat. Nu mai vorbesc de curte, pentru că se știe, se și vede în videoclipuri că este foarte mare. Da. Și sunt facilități care ne ajută și care sunt argumente că pot să fie în siguranță. Mm-hmm. Și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că nu am avut niciun caz, cel puțin până acum, și sperăm să nici nu fie. Care este calitatea academică a programelor sau care este credibilitatea sau valabilitatea diplomelor? Este o instituție acreditată de stat? În ce măsură, până unde, ce pot să fac studenții care termină această universitate, unde pot să se angajeze și așa mai departe? Da, Universitatea Adventus este o instituție de învățământ superior acreditată de stat, de ARACIS, Autoritatea Română de Evaluare a Calității Învățământului Superior. Și lucrul acesta este bine știut. Există anumite întrebări, dat fiind faptul că nu este o universitate de stat, și e foarte bine, pentru că este o universitate confesională, este o universitate a bisericii, chiar dacă noi acceptăm și studenți care nu vin din familie adventiste sau nu sunt adventiști de ziua șaptea și se simt foarte bine și chiar avem semnale foarte pozitive de la acești studenți. Așadar, este o instituție acreditată, iar diplomele sunt valabile, sunt eliberate de Ministerul Educației, au aceeași valabilitate ca orice altă diplomă sau orice alte diplome care sunt eliberate de instituții de stat. Se pot angaja oriunde, ba chiar aș spune că pentru unele instituții chiar sunt mai au mai mare trecere, să zic, aceste diplome, pentru că ne bucurăm de aprecieri din partea unor angajatori, de fapt a tuturor angajatorilor care iau în instituțiile lor absolvenți de la noi. Și atunci chiar sunt cumva interesați de absolvenții noștri. Ne pare rău că nu putem să facem față, mai ales la absolvenții care termină la programul pedagogie învățământului primar și preșcolar. Primim foarte multe telefoane și de multe ori cei care termină deja au locul stabilit unde vor pleca. Am ascultat-o pe Gabriela Fandarac, care a absolvit acel program de pedagogie a învățământului primar și preșcolar. După un promo pe care îl vom urmări împreună, vom intra în legătură cu alt absolvent, de data aceasta de la Teologia Adventistă Pastorală. Haideți să urmărim mai întâi acest promo și vom reveni imediat. Campusul Adventist din Cernica îți oferă o formare academică și o experiență spirituală de calitate, relații sociale și activități de misiune. În plus, vine în întâmpinarea ta cu proiecte muzicale, media sau excursii naționale și internaționale. Te așteptăm în campus. Perioada de înscriere este între 9 și 13 iulie.
Este acum în legătură cu noi, prin Skype, Lucian Mihăilă, așa cum am spus mai devreme, absolvent al Facultății de Teologie Adventistă Pastorală. Lucian, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat să fii prezent cu noi pentru 3-4 minute în această ediție a emisiunii Ca la Carte. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Ce a însemnat pentru tine să fii student la Universitatea Adventus? Cred că aș putea spune că a fost o experiență dinamică și în același timp unică. E puțin greu într-un timp atât de scurt să ofer mai multe detalii, însă aș vrea să mă leg de ceva ce mi s-a părut mie esențial și de care am fost legat. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am reușit să construim relații foarte puternice între noi colegii și campusul de la Cernica a favorizat foarte mult acest lucru prin diversele activități pe care le are în programă și la care putem participa. Spune-mi, te rog, ce faci acum? Ești angajat? Vei fi angajat? Care este viitorul tău și cum te simți într-o asemenea postură? Acum, tocmai ce am terminat cursurile la master, așa, mai sunt câteva teme pe care trebuie să le trimit și săptămâna trecută am fost sunat de cei de la conferință și mi s-a comunicat unde voi fi angajat din toamnă. Da, vei fi angajat ca pastor în Conferința Moldova, să înțeleg. N-am menționat faptul că și tu ești tot din Moldova, din zona Sucevei. Ce ai putea să transmiți și tu celor care ne urmăresc ca un gând de bine? Da, ce pot să spun eu, în ansamblu, experiența de la Cernica a fost unică și, așa cum am zis și la început, dinamică, plină de viață și frumoasă. Aș vrea totuși să-i avertizez cumva să nu meargă acolo dacă nu iubesc biserica și slujirea. Pentru că dacă nu iubesc lucrurile acestea și dacă nu-și doresc cu toată inima, vor ajunge să fie dezamăgiți pentru că nu li se îndeplinesc așteptările. Da. Dincolo de o profesie, ca să fii student la Cernica, trebuie să ai și o chemare. Este, într-adevăr, ceva mai mult decât o simplă profesie. Nu să legăm? Da. Bună, Lucian. Mă bucur să te revăd. Mult succes în finalizarea temelor de la master și binecuvântarea lui Dumnezeu în activitatea profesională pe care o începi. Eu aș vrea să te întreb care sunt sentimentele tale acum, înainte să începi activitatea în district, în câmp, în câmpul de misiune. Cât de pregătit te simți și ce gânduri îți trec prin minte? Da, e greu să descriu exact gândurile care mă încearcă acum. Momentan mă bucur de libertate, pentru că masterul e un an destul de solicitant, dar așa cum am zis, sunt foarte multe gânduri care cumva se contrazic și sunt paradoxale. Pe de o parte mă bucur și aștept cu nerăbdare, pe de o parte sunt puțin stresat, ca să zic așa, cu privire la necunoscut și da, e o oarecare teamă amestecată cu puțin curaj și nerăbdare. Mulțumim, Lucian, mulțumim pentru intervenția ta, Dumnezeu să-ți dea succes și mai departe și binecuvântare și să ne revedem cu bine în alte ocazii, să mai vorbim, să mai povestim despre ce a însemnat pentru noi toți a studia într-o școală adventistă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Vă mulțumesc și eu, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. La revedere. Aici, în platou, continuăm discuția. Ce ne puteți spune despre dezvoltarea spirituală a studenților în campus? Investiți și în acest domeniu și de ce o faceți? Care este miza în ce privește dezvoltarea spirituală a studenților? Dezvoltarea spirituală este, aș putea spune, la fel de importantă ca pregătirea academică.
și uneori poate chiar unele programe, proiecte spirituale, și mă refer aici la proiecte de misiune, proiecte de educație, proiecte de asistență socială, pentru că toate au ca finalitate apropierea tinerilor de Dumnezeu și formarea lor cu dispoziția de slujire după modelul Mântuitorului. Deci când mă gândesc la toate proiectele acestea, poate chiar riscă să bulverseze cumva programul lor de pregătire academică. Uh-huh. Și de aceea trebuie să fim chiar atenți, pentru că noi avem anumite proiecte care se desfășoară anual, se transmit de la o generație la alta, dar în fiecare an apar proiecte noi, apar inițiative noi și este numai normal să se întâmple așa, pentru că se schimbă și societatea, se schimbă și tinerii. Și punem accent pe aceste programe pentru că acestea formează, de fapt, viziunea lor despre lume și viață. Și în contextul acestei viziuni despre lume și viață, ei sunt provocați să-și găsească rolul, să-și găsească misiunea pe care o au, să-și împlinească planul pe care are Dumnezeu pentru ei. Și aici este un lucru foarte important pe care îl discut mereu cu tinerii când mă întâlnesc la anumite ocazii de orientare profesională, la liceul adventiste mai ales când merg. Pe lângă anumite motivații foarte comune care există atunci când ne referim la alegerea unei profesii, să fie bine plătită, să îți oferi un status social, să ai abilități, să te simți bine cu ceea ce faci și așa mai departe, îi provoc să se gândească la planul pe care Dumnezeu îl au cu ei pentru activitatea profesională. Și atunci când începi să pui activitatea ta profesională, perspectiva aceasta de muncă, de lucru, prin ochii lui Dumnezeu, atunci lucrurile se nuanțează. Și este foarte frumos să vezi că avem studenți care vin la noi după ce au făcut un an sau doi ani sau chiar au terminat un alt program de licență. Și după ce ne cunoaștem mai bine, încep să ne mărturisească anumite lucruri care ne șochează. Chiar în sensul că ei sunt dispuși să renunțe la motivele pe care le-am amintit înainte, pentru ca să-și găsească această împlinire și să se conformeze unui plan, unei așteptări pe care Dumnezeu vreau o are să vă întreb în dreptul celor care se tem oarecum de Universitatea Adventus, în sensul că sunt niște taxe, poate învățământul de stat oferă și anumite facilități. Ce le puteți spune celor care au oarecare reținere, anturajul din campus sau taxele mai mari sau ceva care i-ar putea speria? Un cuvânt de încurajare? Da, sunt tot felul de temeri. Acum, când ne referim la taxe, este normal ca cineva care locuiește într-un centru universitar sau foarte aproape de un centru universitar, cum este Iașu sau alte orașe mari, Suceava din Moldova, să spunem, să se gândească și la drum, dar acum drumul nu mai este o problemă, pentru că și studenții noștri beneficiază de legitimații care le oferă dreptul de a călători fără să plătească pe rețeaua CFR. Dar uneori stai și te gândești că totuși plătești niște bani. Dar cred că ar trebui să privim lucrurile și din alt punct de vedere sau din altă perspectivă. Învățământul confesional, învățământul adventist, nu este sponsorizat de stat. Celelalte universități primesc bani de la stat. Și taxele sunt rezonabile, spune, ca la o altă facultate unde se plătește taxe. Iar dacă ne gândim la cât de mulți bani primesc universitățile de stat pentru fiecare student, investițiile noastre sunt mult mai mici, pentru că nici nu avem resurse, dar banii se cheltuiesc mult mai bine și se oferă niște facilități care de multe ori trec peste cele mai bune facilități din alte centre universitare. Și aici ne lovim de asemenea de această invitație pe care Dumnezeu ne face mereu să facem un sacrificiu, să pășim înainte prin credință. Pentru că la Dumnezeu evaluarea nu se face de la o zi la alta, când după ce ai plătit și ai luat ceva, o recompensă imediat, ci se face pe termen lung. Și peste ani, acei bani aproape că nici nu se vor mai simți, o să și uităm de ei, dar alte beneficii care le ai în contextul acesta al campusului merită plata respectivă. Aș vrea să vă întreb la final, cum se vede noul an universitar și dacă aveți un mesaj special pentru cei care ne urmăresc, studenți, părinți, anumite categorii, chiar profesori, care va este mesajul, dar m-ar interesa și ce perspective sunt pentru noul an școlar. Încă nu știm ce va fi cu pandemia, ați spus că sunteți pregătiți ca și campus să primiți și boboci, dar așa, ce se întrevede la orizont pentru viitorul an universitar și mesajul de final, vă rog. Da, suntem cumva încrezători în intervenția lui Dumnezeu, nu știm cum vor evolua lucrurile în această criză de pandemie,
Când am spus că suntem pregătiți, m-am bazat pe tot ceea ce s-a făcut până acum și pe rezultatele pozitive care sunt acum. Știți cum se spune, că nimeni nu e pregătit pentru perioada aceasta sau nimeni n-a fost pregătit pentru perioada aceasta, dar sperăm și suntem convinși că în viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face toate pregătirile necesare în așa fel încât atunci când vor veni studenții să se simtă în siguranță, să se simtă bine și să ne putem desfășura activitatea educațională așa cum o cere Dumnezeu în primul rând, pentru că la noi etalonul nu este Ministerul Educației, acolo împlinim niște formalități care se așteaptă, dar principiul biblic este tot ceea ce faceți să faceți ca pentru Domnul. Sigur. Și asta încercăm să facem, în așa fel încât să păstrăm acea atmosferă specifică instituțiilor de educație adventistă, există apropiere între profesori și studenți sau elevi și în felul acesta să existe această comunitate și comunicare, care într-adevăr ne ajută să ne punem în valoare darurile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și în final nu am alt mesaj decât să îi îndemn pe tineri să se roage și să ceară confirmarea de la Dumnezeu dacă opțiunea pe care o au cu privire la programul de studii către care se orientează este și voia lui Dumnezeu. Și dacă nu, să urmeze voia lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit să prezentați această ofertă pentru tinerii noștri și pentru cei din Moldova. Suntem interesați, suntem cu ochii pe Universitatea Adventus și încercăm să prindem tot ce e mai bun și de acolo și să trimitem pe tinerii noștri spre a frecventa o școală cu caracter creștin specific adventist. Asta este ceva deosebit. Mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc mult succes. A fost o plăcere să fim împreună, însă timpul întotdeauna ne joacă feste și s-a dus deja prea repede. Aș vrea să mă adresez la final celor care ne urmăresc. Dragi prieteni, dacă mai aveți încă neclarități sau anumite întrebări de pus sau vreți să vă mai informați cu privire la ce ofertă are Universitatea Adventus, puteți să consultați pagina de Facebook a Universității Adventus, chiar așa se cheamă, Universitatea Adventus, și acolo găsiți informații despre toate programele, oferta educațională și tot ce înseamnă în 2020 Institutul Teologic Adventist pe vremuri, astăzi Universitatea Adventus. Vă mulțumim că ați rămas cu noi până la acest moment. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă dau întâlnire pe data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Ca la Carte. La revedere!